Fenomenul plăților pe sub masă în sistemul public de sănătate afectează atât țările dezvoltate cât și pe celelalte în proporții diferite. În unele state, trendul este în ușoară creștere, arată un studiu efectuat de un specialist român. În ultimele decenii, literatura de specialitate a subliniat faptul că în țările foste comuniste există o prevalență mai mare a pacienților care recurg la plăți informale pentru a avea acces la servicii medicale la care au dreptul. Proporția acestui fenomen a variat între 35% și 60% la pacienții care au accesat serviciile medicale în Bulgaria, Lituania, Polonia, Ungaria, România și Ucraina. Practicarea pe scară largă a plăților informale în asistență medicală are drept rezultat faptul că mulți pacienți nu pot plăti pentru îngrijirea de care au nevoie, arată un studiu publicat și semnat de Adrian Horodnic de la UMF GT Popa din Iași. Cercetarea are la bază date extrase din ultimele rapoarte Eurobarometru privind corupția și urmărește tendințele pacienților din cele 27 de țări ale Uniunii Europene plus Regatul Unit de a recurge la plăți informale. Abordarea acestei chestiuni este esențială pentru a oferi pacienților acces egal la servicii medicale și a construi un sistem sanitar care să nu se bazeze pe corupție și mită. Fenomenul este, prin urmare, o problemă de sănătate publică, mai spune autorul, și reprezintă o prioritate atât pentru guverne, cât și pentru agențiile supranaționale. Studiile de până acum referitoare la plățile informale s-au axat pe factori determinanți economic, de lipsa de finanțare, de exemplu, sau de lipsa de transparență și de responsabilitate. S-a stipulat că aceste plăți neoficiale s-au făcut pentru a obține un tratament mai bun, un serviciu suplimentar, din dorința de a exprima recunoștință pentru că medicul a cerut sau ca urmare a îngrijorării că pacienților li se va refuza tratamentul dacă nu dau. Profesioniștii din domeniul sănătății acceptă de obicei asemenea plăți din pricina salariilor mici. Un număr mic de studii, remarcă autorul, au căutat să explice fenomenul prin prisma valorilor, normelor și credințelor răspândite în societate. Aceste norme sociale au însă un rol foarte important. Acolo unde există o discrepanță mare între valorile, normele individuale ale pacienților și reglementările din sectorul sanitar, între societate și stat, crește și tendința de a face plăți informale. Totodată, cu cât este mai mare percepția asupra practicilor informale în sectorul public de asistență medicală, cu atât este mai mare tendința de a efectua plăți informale către practicienii din domeniul sănătății, relatează adevărul.ro.